Iar acum o veste bună, doi minori care erau internați la Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii cu virusul de tip nou au fost tratați. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu după ședința Centrului Unic de Control. Totodată, pe parcursul zilei de astăzi s-au înregistrat încă 35 de cazuri de infecție cu noul coronavirus. Astăzi, de la Spitalul Clinic de Boli Contagioase pentru Copii, au fost externați primii doi copii care sunt sănătoși. Rezultatele sunt de două ori negative și pe această cale țin să le mulțumesc încă o dată lucrătorilor medicali pentru activitatea profesională și pentru tot efortul pe care îl fac pentru a contribui la sănătatea populației Republicii Moldova. Totodată, în ultimile 24 de ore au fost prelevate probe de la 169 de persoane. În 35 de cazuri s-a confirmat prezența virusului de tip nou COVID-19. În total, până în prezent, în țara noastră au fost confirmate 298 de cazuri de COVID-19. În spitale mai rămân 281 de pacienți. Vreau să menționez că astăzi au fost procesate 169 de probe. Ca rezultat, avem 35 de cazuri pozitive. Avem 6 cazuri de import, avem 29 de cazuri cu transmitere locală. Dacă e să ne referim la grupele de vârstă, avem copii cuprinși între 0-10 ani 2, persoane între 10-20 de ani 4, 20-30 de ani 4, 30-40 de ani 9, 40-50 2, 50-60 10, 60-70 2, 70-80-2.